Capitolul 14. Abia a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui, țara a avut o dihnă zece ani. Asa, împăratul lui Iuda. Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești și a tăiat astarteele. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească legea și poruncile. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui și împărăția a avut pace sub el. A zidit cetăți întărite în Iuda, căci țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. El a zis lui Iuda: Să zidim aceste cetăți și să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porți și cu zăvoare. Țara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat și el ne-a dat odihnă de toate părțile. Au zidit, dar și au izbutit. Asa avea o oștire de 300.000 de, de oameni din Iuda care purtau scut și suliță și 280.000 de din Beniamin care purtau scut și trăgeau cu arcul, toți oameni viteji. Asa biruiește pe etiopieni. Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o știre de un milion de oameni și 300 de care și a înaintat până la Mareșa. Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit de bătaie în valia Cefata, lângă Mareșa. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru! Să nu iasă biruitor omul împotriva Ta! Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda și etiopienii au luat-o la fugă. Asa și poporul care era cu el i-au urmărit până la Gherar și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viața, căci au fost nimiciți de domnul și de oștirea lui. Asa și poporul lui au făcut o pradă mare. Au bătut toate cetățile din împrejurimile gherarului, căci groaza Domnului căzuse peste ele și au jefuit toate cetățile a căror pradă era mare. Au lovit și corturile turmelor și au luat cu ei o mare mulțime de oi și de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim. CAPITOLUL 15 Cuvântul lui Dumnezeu către Asa. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, l-au căutat și l-au găsit. În vremile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări. Voi dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Râvna lui Asa După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urăciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile pe care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului, care era înaintea pridvorului Domnului a strâns pe tot Iuda și Beniamin și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al 15-lea al domniei lui Asa. În ziua aceasta au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră, șapte sute de boi și șapte mii de oi. Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât fie mic fie mare fie bărbat fie femeie Au jurat credință Domnului cu glas tare cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbițe și de buciume tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și îl găsiseră. Și Domnul le-a dat o odihnă de jur împrejur. Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mamă sa maa acasă să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol astartei. Asa i-a dărâmat idolul pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. Dar înălțimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului, în tot timpul vieții lui. A pus în casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului, de Tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase. N-a fost niciun război până la al 35-lea an al Domniei lui Asa. Capitolul 16 Asa face legământ cu Împăratul Siriei. În al 36-lea an al domniei lui Asa, Baeșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama ca să nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. Asa a scos argint și aur din visteriile casei domnului și ale casei împăratului și a trimis soli la Ben Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc, și a pus să-i spună, să fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine. Ben Hadad a ascultat pe împăratul Asa. A trimis pe căpetenile oștirii sale împotriva cetăților lui Israel și au bătut Ionul, Dan, Abel Maim și toate locurile pentru merinde din cetățile lui Neftali. Când a auzit Baeșa, a încetat să mai întărească rama și a pus capăt lucrărilor sale. Împăratul Asa a pus pe tot Iuda să ridice pietrele și lemnele pe care le întrebuința Baeșa la întărirea ramei și le-a întrebuințat la întărirea Ghebei și Mițpei. Mustrarea lui Asa În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa împăratul lui Iuda și i-a zis, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii și libienii nu alcătuiau oare o oaste mare cu o mulțime de care și călăreți? Și totuși, Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te să-i pe el căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. Faptele lui Asa, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în Cartea Împăraților lui Iuda și Israel. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe domnul, ci a întrebat pe doftori. Asa a adormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui. L-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodenii și mirosuri, pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul, și au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii. Amin.